pentru regizor, felicitări pentru film, chiar foarte, foarte interesant. Alegerea actorului Boogie, cum îi spuneți dumneavoastră, Dragoș Mihaela, că a ținut conștient de faptul că de primul film născut din dragoste cu cele mai bune inte, unde are expertiză în conflictul cu părinții? E greu să vă răspund la întrebarea asta, pentru că nu mi-aduc aminte dacă am văzut filmul înainte sau după ce l-am ales. Pe chiar nu mai țin minte. Noi ne-am cunoscut în 2011, când ieși film. Nu știu. Dacă l-am văzut, probabil că m-a influențat. Doamna Gheorghiu, pe care o felicit și încă o dată toate cele bune pentru acest film extraordinar, ce ne facem cu mamele, cum ne împăcăm cu mamele, cum rezolvăm? Atenție la dragoste. E frumoasă, dacă e prea multă și o dai toată, e periculoasă, se întoarce împotriva ta. Asta am gândit tot timpul, dar astăzi la Cluj veni și o altă idee gândindu-mă la personaj, pentru că chiar mă urmărește. Eu întâi am spus că e o victimă și rămâne victimă. Dar ce forță are această femeie să iubească necondiționat. E atât de greu să iubești un copil care nu ți răspunde. Sigur că nu iubim așteptând un răspuns. Dar imaginați-vă că sunt situații în care poți să te treci prin viață fără să cunoști iubirea. Sigur că este lovită de cel pe care îl iubește cel mai tare. Dar iubirea rămâne lucrul cel mai important.